câteva luni am filmat un clip în care vă povesteam despre produse scumpe ce consider eu că își merită banii. Iar acolo mi-ați spus în comentarii că ați vrea să vorbim și despre produse ieftine și foarte bune, așa că asta vom face astăzi. Am pregătit toate produsele aici lângă mine. Lista este destul de lungă, cred că avem în jur de 18 produse din diverse categorii și vă promit că merită să vizionați videoclipul acesta până la final, fiindcă cele despre care discutăm astăzi, într-adevăr, sunt niște produse bune, care nu m-au dezamăgit, pe care le-am tot folosit și testat în timpul acesta. Unele dintre ele sunt și recumpărate, deci dovada faptului că îmi plac foarte mult și unde mai pui că sunt și la niște prețuri accesibile. Așa că, dacă aveți nevoie de recomandări de astfel de produse, vreți să încercați ceva nou, vi s-a terminat un anumit produs din colecție și vreți să vă cumpărați unul și în același timp să nu dați greș cu el, ei bine, clipul acesta este pentru voi, dragilor. Așa că nu mai lungesc introducerea și haideți să ne apucăm direct de produsele noastre. Ca să știți de la început cum stăm, produsele de astăzi nu sunt într-o ordine, nu sunt într-un top, pur și simplu toate îmi plac în egală măsură, numai că fiecare face câte ceva. Așa că, la categoria de fond de ten, o să încep cu asta. Din tot ce am testat eu până acum, din această categorie de produse accesibile la preț, vreau să vă zic că cel mai și cel mai mult îmi place BB cream-ul acesta de la Purito. Deci da, practic nu este un fond de ten, dar se comportă la fel de bine ca un fond de ten. Vi l-am mai arătat, v-am mai vorbit despre el, așa că o să încerc să nu mă repet prea tare în videoclipul acesta. Pentru cei care nu-l cunosc, nu l-ați încercat niciodată, chiar dacă este un BB cream, are o acoperire medie spre mare, asemănătoare cu a multor fonduri de ten care în general sunt bune, nu știu, pentru ocazii mai speciale, pentru evenimente. Rezistă foarte bine, textura pot să zic că este una cremoasă, ușor hidratantă, iar la final lasă pe față un efect semilucios, clar, nu este mat, dar pot să zic că este foarte bun pentru toate tipurile de ten, dar contează acum și cum pregătiți tenul, că evident dacă aveți o piele grasă, spre exemplu, indicat ar fi să puneți sub produsul acesta o bază din aceea siliconată, care nu știu, poate să matifieze fața sau să micșoreze porii, iar apoi evident să setați produsul cu pudră. Eu fac lucrul acesta chiar dacă am tenul mixt, deci nu gras, și de asemenea îl văd potrivit și pentru un ten uscat și un ten sensibil, nu conține parfum sau alte ingrediente care ar putea să irite tenul, iar în cazul în care vă interesează exact ce ingrediente conține, o să vă las aici pe ecran un site unde eu am început mai nou să verific cam toate produsele pe care le pun pe fața mea și nu numai, să văd ce ingrediente au și dacă printre acestea se află și unele periculoase care, nu știu, pot să ducă la anumite iritații sau la anumite probleme ale pielii și nu numai, așa că dacă vă interesează puteți să verificați pe acest site. Revenind la acesta, eu am aici cea mai deschisă nuanță, este numărul 13, Neutral Ivory, vine în câteva nuanțe, să știți, deci acesta ar putea să reprezinte un mic dezavantaj, dar cumva se adaptează cât de cât la nuanța tenului. Bine, acum dacă aveți tenul deschis ca și mine, nu vă luați cea mai închisă nuanță în speranța că se va adapta, încercați cumva să vă luați o nuanță cât mai apropiată de cea a pielii voastre și cu siguranță o să vi se potrivească și nu oxidează. Și v-am zis, chiar ține și foarte bine pe ten, am fost super impresionată de el, încă sunt în momentul de față, nu știu, sunt la al doilea sau al treilea tub și uitați cum arată în acest moment, deci mai am un pic și îl termin. De obicei eu îl cumpăr de pe site-ul Sole pentru că au în mare parte reduceri la produsul acesta și cam de fiecare dată l-am prins undeva între 45 și 50 de lei, deci prețul chiar mi se pare super bun. Trecem la al doilea produs din lista de astăzi, care este un kit de corectoare și nu vine să cred că vi-l arăt, dar sincer mi se pare cel mai bun kit pe care l-am încercat până acum de acest gen și din perspectiva consistenței, a acoperirii, dar și a nuanțelor. Și este vorba despre acesta micuț de la Oriflame din gama The One, în continuare se găsește în catalog, iar eu am aici nuanța Light. Cred că sunt la al treilea recipient, dacă nu mă înșel, deci îmi place foarte, foarte tare și uitați ce nuanță
nuanțe purtabile are. Avem aici o nuanță de beige pe care putem să o punem pe imperfecțiuni pentru a le acoperi în cazul în care avem nevoie de un strat în plus de acoperire. Avem nuanța aceasta care este una de piersicuță așa și cu care putem să neutralizăm niște cearcăne din acelea foarte proeminente și albastre, mov, ceva de genul, și verdele acesta pe care eu îl ador. Dacă vă confruntați cu semne lăsate de la acne sau anumite coșuri mai roșiatice, nuanța asta de verde chiar neutralizează foarte bine și nu rămâne dubioasă pe ten, pentru că am mai încercat astfel de kituri, cred că l-am încercat pe cel de la NYX. Nu era ce trebuie, pentru că în primul rând nu se întindea exact cum trebuia. Rămânea așa uscat pe față, iar apoi dacă voiam să-l setez cu pudră, se vedea pur și simplu groasnic și nuanța era și destul de verde și cumva ieșea și prin fondul de ten, chiar dacă o puneam înainte de a aplica fondul de ten. Deci era ceva horror cu acel kit de la NYX și am mai încercat încă unul, dar nu mai știu de la ce brand era. Iar de când l-am descoperit pe acesta, numai pe el îl folosesc, pentru că aceste corectoare sunt cremoase, alunecoase, coase cumva, în sensul în care poți să le întinzi frumos, se așează bine pe piele, chiar și pe imperfecțiuni. Poți să vii apoi liniștit să le setezi cu pudră și chiar vă recomand să faceți asta cu orice produs cremos, dacă interesul vostru este ca acesta să reziste pe față, că sunt slabe șanse ca un produs cremos nesetat cu pudră să reziste prea mult timp. Și ce mai îmi place la produsul acesta este și acoperirea. Pot să zic că este una medie, pe mine una mă mulțumește și mai ales pentru prețul pe care îl are, când îl găsim în catalog la ofertă, poate să fie și la vreo 25-30 de lei, deci foarte puțin pentru un kit din acesta cu 3 nuanțe. Acum, vorbim despre un produs pe care îl folosesc de ceva timp, trebuie să recunosc, l-am avut și în altă nuanță acum câțiva ani și mi-a plăcut foarte tare și așa, dar în acest moment îl ador și mai mult pentru că îl am în această nuanță. Este vorba despre un blush de la Milani, iar nuanța de aici este 05 Luminoso, care cred că este și cea mai populară nuanță de la produsul acesta. Deci vreau să vă zic că îl am de o grămadă de timp și în continuare este dita mai cantitate aici, nici măcar nu am reușit să turtesc forma produsului, dar credeți-mă că este folosit intens. Are și o culoare foarte frumoasă. Este practic o piersicuță combinată cu ceva roz, deci nu e chiar 100% portocaliu blush-ul acesta și are și niște irizații aurii-argintii foarte frumoase. Deci, practic, când îl folosești, nu prea mai ai nevoie de un iluminator, mai ales la un machiaj de zi, dar acum depinde de gusturi. Este pigmentat, trebuie să ai grijă în momentul în care îl pui ca să nu folosești prea multă cantitate dintr-o dată, mai bine îl aplici treptat și rezistă și foarte bine. Iar felul în care se așează pe pomete îmi place atât de mult, rămâne cumva așa cremos, proaspăt, nu se vede prăfos, ceea ce m-a impresionat din start și așa era și cu cealaltă nuanță pe care am avut-o înainte, deci îmi place din toate punctele de vedere. Eu să știți că l-am luat de pe Makeup Shop într-o perioadă din aceea de Black Friday, deci cu siguranță atunci prețul era chiar mai mic, undeva la vreo 40 și ceva de lei, dacă nu mă înșel, dar o să caut acum prețul actual de pe Makeup Shop și vi-l pun aici pe ecran. Dar ce voiam să zic este că dacă astăzi vedeți anumite produse și poate, nu știu, prețul în continuare vi se pare mare pentru bugetul pe care îl aveți, recomandarea mea este să urmăriți pe aceste site-uri perioadele de reduceri, mai ales că acum, în perioada de primăvară, știu că site-urile oferă reducere, cred că de 8 martie sau în perioada cu Paștele, așa că dacă vă interesează să achiziționați produsele și mai ieftin și să mai economisiți niște bani, urmăriți site-urile în această primăvară că vor avea cu siguranță reduceri, în fiecare an au, deci na. Și tot așa, un produs pe care l-am descoperit acum câțiva ani buni, dar pe care l-am recumpărat destul de recent, este kitul acesta de conturare de la Sleek. Sper că încă se mai găsește pe site-uri, că v-am zis, l-am luat, n-are un an de când l-am luat și l-am și deschis, și mă refer la acesta, care are o pudră de conturare, nu este o pudră din aceea într-o nuanță foarte, foarte rece, dar nu este nici chiar un bronzer, să zici că este super, super cald, e cumva între și între, și pudra este mată, cremoasă, se lucrează foarte ușor cu ea, deci perfectă pentru a-ți contura toată fața.
iar în partea cealaltă avem un iluminator de șampanie. Deci un argintiu cu ceva auriu, cu roz, o nuanță, o combinație foarte frumoasă din punctul meu de vedere și care se potrivește la multă lume. Și apropo, eu am aici varianta light de la acest kit. Știu că mai este și în varianta medium și nu mai știu dacă mai există încă una mai închisă. Trebuie să recunosc că mi-a fost dor să folosesc produsul acesta. Prima dată l-am cumpărat când am început eu cu acest canal de YouTube și când făceam tutoriale aici pentru voi. Nu l-am mai avut câțiva ani și mi-am reamintit de el și am zis să-l recumpăr să vedem dacă mai are aceeași calitate. Și pot să zic că da, în continuare îmi place, nu mi-am schimbat părerea despre el. Să știți că niciodată nu am reușit să-l termin, chiar dacă vine în cantitatea aceasta. A da, și vine și cu oglindă, să știți. Eu practic l-am luat că voiam un kit din acesta să conțină și pudră de contur, dar și iluminator și oglindă și să-l iau în felul acesta cu mine atunci când plec în călătorii și este și foarte micuț și compact, deci este absolut perfect. Așa că eu, dragilor, vi-l recomand. Dacă vreți un produs 2 în 1 și aveți nevoie de el și mai ales așa micuț, de ce nu? La capitolul pudră am să vă arăt două, pentru că în ultima perioadă, ce înseamnă asta? Cred că de vreun an, 2 aproximativ, nu mai folosesc aceeași pudră din jurul ochilor și pe restul feței sau, mă rog, mai degrabă invers, pentru că pudra pe care o puneam pe toată fața o puneam și în jurul ochilor. Dar deja nu mai este cazul să fac lucrul acesta la mine. Știu că poate nu par, dar am 27 de ani. Așa că au început să se vadă anumite linii fine, cum le spunem noi fetele. Și prin machiaj, cred că interesul tuturor este să arătăm din ce în ce mai bine și practic să nu scoatem în evidență anumite lucruri care poate, nu știu, nu ne plac la noi. Din contră, să le estompăm și să părem și mai tinere și mai frumoase și mai drăguțe. Așadar, am observat că cel mai bine, cel puțin în cazul meu, în jurul ochilor funcționează o pudră pulbere, dar nu oricare, așa că am descoperit-o pe aceasta. De fapt, tot la fel, o foloseam de foarte mulți ani, doar că într-o variantă veche, care era destul de albă și era ok câteodată în poze și câteodată nu, dar de când au reformulat-o cei de la Oriflame, acum îmi place și mai mult. Este din gama The One, este o pudră din aceasta pulbere, după cum v-am zis, vine așa cu sită și vreau să vă zic că funcționează foarte bine sub ochi pentru că este extraordinar de fină și de cremoasă. Poți să setezi cu ea foarte bine anticearcănul astfel încât să nu se strângă pe parcursul zilei și în același timp oferă și un efect de blur în zona aceasta de sub ochi, deci nu evidențiază și mai tare aceste linii fine pe care vrem și noi să le ascundem și mai și matifiază foarte bine și nu arată dubios fiind într-o nuanță atât de deschisă. Este practic o pudră translucidă, deci se adaptează cumva la nuanța tenului, dar să știți că nu este într-o nuanță de alb, este un bej așa destul de deschis, ceea ce este mult mai bine în comparație cu vechea ei variantă. Deci ce vreau să zic este că nu se vede urât nici în lumina naturală, nici în poze, nici seara la un eveniment, ceea ce este super, zic eu. Ea, să știți, poate să fie folosită și ca pudră pentru a seta fondul de ten și pentru a o pune pe restul feței. Adică face o treabă foarte bună și lasă pielea foarte catifelată la atingere și poți să vii apoi să aplici și bronzerul, blush-ul și ce mai pui acolo și să reziste și acestea foarte bine. Deci puteți să o luați doar pe ea dacă vă căutați o singură pudră ca să le facă pe toate, să zic așa. Pe mine nu m-a dezamăgit și de când s-a reformulat în felul acesta, nu vă mint, cred că sunt la a treia cutiuță și în momentul acesta deja am consumat cam un sfert din ea. Deci da, o să mai vedeți cu siguranță la mine că îmi place prea mult. Iar ca preț, când este la ofertă, puteți să o găsiți în catalog undeva între vreo 38 și 45 de lei, ceva de genul acesta. Iar a doua pudră pe care vă arăt este cea pe care o folosesc, bineînțeles, pentru restul feței și este vorba despre o pudră compactă de data aceasta din gama Giordani Gold de la Oriflame, iar eu am aici nuanța Light Ivory, care este practic cea mai deschisă și chiar puteți să o găsiți mai multe nuanțe, cred că are 3 sau 4. Este o pudră ce vine și cu o oglindă și a mea este super murdară în momentul de față pentru că o folosesc aproape zilnic și uitați-vă cum arată, adică cred că puteți să înțelegeți cât de mult îmi place din faptul că o vedeți în felul acesta, aproape consumată pot să zic, sper să o termin în următoarea lună totuși, că o am deschisă cred că de vreo 10 luni, cam așa. Îmi place foarte tare, este pudra de la Oriflame pe care aș recomanda-o oricui, chit că ai o piele tânără, frumoasă, elastică,
elastică, fără riduri, chit că ai un ten matur, pudra asta o să se așeze foarte bine pe toată lumea. Pentru că este una cremoasă, untoasă cumva, nu lasă la final efectul acela pudrat. Cumva se așează foarte frumos cu restul produselor cremoase și nu rămâne așa la suprafață. Ce mai îmi place la ea este faptul că adaugă acoperire în plus fondului de ten, iar pentru o persoană cu tenul cu tendința acneică și mai ales că mai rămân cu semne de la coșuri și așa, un produs de genul este numai bun, mai ales pentru o utilizare zilnică, atunci când pun un fond de ten și repede vreau să-l setez cu o pudră, ea mai vine și mai oferă un plus de acoperire acolo și se așează și frumos, după cum v-am zis, nu se adună în porțiunile acelea mai uscate de pe față sau în jurul imperfecțiunilor, ceea ce este super bine pentru mine. Și da, pot să zic că face și fondul de ten să reziste mai bine decât dacă ar fi fără pudră, dar cred că asta face cam orice pudră în general. Cel puțin folosind-o pe ea în acest sens, chiar am observat o diferență și în privința rezistenței, deci chiar îmi place super tare. Nu oxidează, nu nimic, deci este una super ok. Doar că prețul acesteia, atunci când o găsim la ofertă, este undeva între vreo 60 și 65 de lei, ținând cont de faptul că are 8 grame, deci acum depinde și cât de des o folosiți. Eu v-am zis, în general, la un machiaj zilnic, rapid, o pun pe ea pe față. Dar nu uitați că întotdeauna una puteți să vă luați produsele Oriflame cu reducere, dragilor. Imediat cum vă faceți cont personal pe site-ul lor, puteți să vă puneți comandă când aveți voi nevoie de produse sau iată, vreți să încercați ceva nou și aveți și reducere. De exemplu, dacă aveți o comandă de cel puțin 100 de lei, aveți cel puțin 20% reducere, care vi se aplică imediat, ceea ce zic eu că este super. Așa că dacă vă interesează o astfel de reducere la produsele Oriflame și să le luați și mai ieftin decât vi le prezint eu în clipul de astăzi, o să vă las în descriere un link pe care vă invit să-l accesați. Acum, o să vorbim și despre sprâncene, iar în această categorie am să vă arăt vreo 3 produse. Niște produse pe care le-am tot testat și pe mine și pe alte persoane și credeți-mă că rezistă, deci la capitolul rezistență nu am pur și simplu ce să le reproșez. Și întâi de toate, o să încep cu nebunia aceasta de produs care știu că a ajuns viral peste tot. L-ați mai văzut și la mine, este practic un gel de fixare a părului care se numește Got2Be și este varianta aceasta mare la tub. Știu că a apărut și varianta mică, ce practic este pentru sprâncene și arată ca un rimel, este pur și simplu la tub cu periuță și cu tot ce vrei. L-am încercat și pe acela la școala de make-up pe care am făcut-o și vreau să vă zic că nu lipește sprâncenele și nu le fixează la fel de bine cum le fixează produsul acesta și nici nu mai pot să mai compar cu gelul de la Benefit, dar bine, acela a apărut în clipul cu produse scumpe și, apropo, dacă nu l-ați văzut, o să vi las și pe el în descriere să mergeți să-l vizionați, în cazul în care, iată, vă interesează și produse de genul acesta. Dar, revenind la el, dacă ai nevoie de un gel care să-ți fixeze sprâncenele la modul să le înțepenească, să te țină de dimineață până seara, să nu se miște de acolo, indiferent de cât de mult, nu știu, gesticulezi sau câte expresii faciale faci, el este bun pentru așa ceva. Doar că trebuie neapărat să faceți 2 pași importanți în momentul în care îl folosiți. Întâi de toate, înainte să vă machiați, trebuie să aplicați produsul acesta. Nu puneți nici măcar cremă hidratantă sau ser pe piele, pentru că s-ar putea ca produsul acesta să nu fie la fel de eficient. Eu, de exemplu, l-am folosit astăzi și după ce v-ați speriat sprâncenele, le-ați așezat, le-ați lipit, le-ați făcut în forma în care voi le doriți, neapărat veniți cu un șervețel umed, cu o dischetă îmbibată, nu știu, în loțiune tonică, în apă micelară și curățați excesul de produs de pe lângă sprâncene. Pentru că el se usucă transparent, deci nu o să se vadă. Dar dacă nu curățați excesul, când o să puneți fond de ten și, nu știu, apoi pudră, o să se vadă super inestetic produsul în jurul sprâncenelor, o să fie pielea acolo extraordinar de uscată, de strânsă și nu o să vă placă cu siguranță. Deci dacă o să faceți cei 2 pași, nu o să aveți nicio problemă cu el și vă garantez
garantez eu că o să vă placă. În cazul în care vă plac, bineînțeles, sprâncenele ușor laminate cu efectul acela, să zicem, și în cazul în care chiar vreți să vă țină super, super bine. Eu l-am folosit, ca să înțelegeți, și la machiajul meu de mireasă și mi-au ținut sprâncenele extraordinar de bine, așa că nu am ce să-i reproșez, este prea bun. Mai departe, cum ar fi să vorbim despre sprâncene și să nu vă arăt produsul de care eu pur și simplu m-am îndrăgostit, pe care l-am folosit și astăzi. Bine, azi am făcut o combinație între toate cele trei produse de sprâncene pe care o să le vedeți în clipul acesta și mă refer acum la markerul de sprâncene de la NYX. Nuanța mea este nuanța Ash Brown. Este practic un ton, două tonuri mai deschisă decât nuanța firelor mele din sprâncene, pentru că dacă aș merge, de exemplu, cu nuanța Espresso, mi-aș face sprâncenele prea evidente, prea închise și o să par cumva și mai încruntată și mai dură cumva așa și nu vreau lucrul acesta. Nuanța asta e de ajuns pentru mine, așa că dacă sunteți brunete, șatene închise, așa cum sunt și eu, Ash Brown o să vi se potrivească. Ce îmi place la acest produs? Evident, penița vine sub formă de carioca, penița aceasta este foarte subțire, poți să trasezi linii cu ea în funcție de cum dorești, mai subțiri, mai groase, dar, într-adevăr, trebuie să exersezi un pic cu ea, pentru că dacă nu ai îndemânare și nu o ții cum trebuie, există riscul să te pătezi. În loc să-ți faci firicele de păr, să faci niște pete, 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 ceea ce nu cred că ne dorim. Așa că dacă ați cumpărat până acum markerul acesta și nu l-ați folosit, nu i-ați dat de cap, ideea este să tot exersați cu el și să vedeți cum este cel mai bine pentru voi, iar dacă aveți de gând să luați, la fel. Și ce mai îmi place foarte mult la produsul acesta? Bineînțeles, faptul că rezistă foarte bine, o pui acolo și cu siguranță nu se va mișca pe parcursul întregii zile și de asemenea nuanța are un subton rece, deci nu se face cumva roșiatică, nu oxidează pe pielea mea cel puțin, așa că chiar sunt îndrăgostită, aș zice, de markerele acestea de sprâncene de la NYX și da, o să mă mai vedeți cu ele. Și pentru clipul de astăzi am adus și o variantă în cazul în care vreți să vă conturați sprâncenele, dar într-un mod așa mai rapid și mai subtil. Nu vreți să faceți fire, nu vreți să le faceți prea dramatice și prea evidențiate, pur și simplu vreți să umpleți niște goluri acolo unde sprâncenele nu au, că se mai întâmplă. Cred că toată lumea are goluri în sprâncene. Aproape toată lumea, să știți. Mai sunt și fete care sunt super, super norocoase, dar cumva și la ele produsul acesta poate să funcționeze în anumite situații. Și este vorba despre un kit de farduri pentru sprâncene. Eu îl ador pe acesta, l-ați mai văzut la mine, tot de la Oriflame este, din gama The One, numai că mie îmi place mai mult noua variantă, pentru că nuanțele au subton mult mai rece, nu mai sunt roșiatice, nu oxidează pe piele și chiar se potrivește pentru toată lumea. Ca să înțelegeți, pentru firele mele de păr folosesc nuanța aceasta care este cea mai închisă. Nici măcar nu este un maro închis, este un ceva maro mediu cenușiu, care îmi place foarte mult. Deci se vede perfect la mine, dar avem și astfel de nuanțe, bineînțeles. De exemplu, aceasta merge foarte bine la blonde, la șatene. Deci ce mai? Ați înțeles, dacă vreți niște farduri de sprâncene în culorile potrivite cu care să vă conturați repede de sprâncenele și care să și reziste bine ziua, să știți, deci chiar am rămas impresionată de acest lucru, eu vă recomand kitul acesta. La ofertă, de exemplu, putem să-l luăm undeva la vreo 25-30 de lei, deci foarte, foarte puțin pentru 3 nuanțe de farduri de sprâncene, chiar merită să le încercați. Și dacă nu mă înșel, kitul acesta cred că venea și cu o pensulă sau ceva de genul, dar eu nu o folosesc, așa că mai bine o dau la o parte, deci da, mie îmi place mult. Haideți să vorbim acum și despre produse pentru machiajul ochilor și o să încep cu o bază de farduri, deci poate să fie folosită și pentru fardurile normale, chit că sunt mate și de fate metalice, dar și pentru glitter, pigmenți și tot felul de nebunii din acestea sclipicioase și mă refer la aceasta, dragilor. Este o bază de la Boys & Berries pe care iar am luat-o de pe Makeup Shop, se numește Day & Night. Teoretic este un lipici de sclipici, dar vă zic eu că am încercat-o în toate variantele pe care le-am enumerat mai devreme și funcționează foarte bine. Are vreo 10 ml, niciodată nu am reușit efectiv să o termin complet, iar consistența este una din aceasta destul de lichidă, se întinde foarte ușor, iar în momentul în care o aplicați pe ploape, nu puneți o cantitate prea mare, pentru că este o bază foarte lipicioasă. Iar recomandarea mea este să lucrați cumva pe rând la ochi, în sensul în care puneți baza, veniți apoi cu fardul prăfos peste ea,
ea și vă asigurați că în felul acesta ați setat-o și nu are cum să se strângă și nu are cum să vi se lipească pliul de ploapă, pentru că, vorbesc serios, chiar este foarte, foarte lipicioasă. Că v-am zis, funcționează pentru orice tip de fard, așa că lucrați fiecare ochi în parte și nu o să aveți probleme cu ea. Dați-i o șansă dacă nu ați făcut asta până acum, pentru că merită cu vârf și îndesat și mai costă și foarte puțin. Cel puțin eu am luat-o iar la reducere de Black Friday și cred că am dat pe ea, nu știu, în jur de vreo 25 de lei, cam așa. Dar o să mă uit pe Makeup Shop să văd ce prețuri mai sunt acum, că sunt sigură că, din păcate, au crescut prețurile și la produsele de machiaj, la produsele cosmetice în general, așa că o să vă las la fiecare prețul pe ecran. Apoi, am să vă arăt un produs care, efectiv, nu m-a dezamăgit în nicio condiție la care l-am supus, ținând cont de faptul că eu am niște ochi super sensibili și dacă pun ceva acolo care nu este în regulă, instant îmi lăcrimează, îmi lăcrimează din orice, deci de la soare, de la vânt, de la prea mult parfum, mie îmi lăcrimează ochii, dragilor, iar produsul ăsta este în stare să reziste, chiar și pe linia apei unde am eu astăzi verdele acesta, dacă îl pui acolo și nu-l mai setezi cu altceva, de exemplu cu un fard, el tot va rezista în condițiile unor ochi sensibili și în lăcrimații aproape veșnic. Și este vorba despre tușul acesta gel eyeliner de la Inglot, sau mă rog, înțelegeți voi. Chiar v-am arătat că am cumpărat aceste două nuanțe noi într-un haul. Cred că în ultimul vlog vă arătam că le-am cumpărat pe acestea și că mi-am refăcut stocul la nuanța de negru. Nuanța de negru are numărul 77, este cel mai intens negru pe care l-am încercat eu vreodată la capitolul duș, iar aici mai am nuanța de bej, care este perfectă dacă vrei, de exemplu, să oferi efectul acela de ochi măriți, iar aceasta este numărul 68 și o nuanță de maro destul de închis, numărul 90. Toate sunt niște nuanțe mate, deci nu au SITF, nu au particule de sclipi sau ceva, pentru că produsul acesta vine în atât de multe culori, dar are și efecte diferite. Odată sunt acestea pe care le-am eu aici, dar mai sunt cele și așa mai SITF-ate pe care nu le-am încercat până acum, nu știu ce să vă zic de ele. Așadar, la capitolul rezistență ați înțeles ideea, cele mai bune din punctul meu de vedere. Cum lucrez cu ele? Cu o pensulă, evident, pentru că sunt niște produse care vin așa la borcănaș și arată în felul acesta. Eu scot cu spatula dinăuntru, pun pe o tăviță și apoi mă machiez folosind diverse pensule. Dacă produsul se usucă în borcănaș, nu îl aruncați. Puteți să puneți chiar tot de la Inglot o picătură, două de Duraline, iar în felul acesta produsul își revine la starea lui inițială, adică nu mai este uscat și poate să fie folosit la fel de bine. Dar nu exagerați cu aceste picături, pentru că dacă puneți prea multe, puteți să stricați toată consistența produsului și să nu mai aibă cel puțin aceeași rezistență și pigmentație. Și după părerea mea, se lucrează foarte ușor cu ele. În momentul în care deja exersezi un pic mai mult, deja ai găsit pensula potrivită pentru tine și țineți cont că produsul este și waterproof, așa că dacă vreți să-l demachiați 100%, o să aveți nevoie de un ulei, balsam de machian sau un bifazic din acela și se dă jos foarte bine. Iar pentru cei care vor o variantă mai rapidă de tuș, adică să nu stea și cu borcănașul și cu pensula, vă recomand din suflet Carioca aceasta din gama Giordani Gold de la Oriflame. Este pur și simplu aproape identică cu cea de la NYX, cea pentru sprâncene pe care v-am arătat-o mai devreme. Are capătul acesta foarte micuț și finuț și la fel, după ce prinzi dexteritate și experiență, poți să-l folosești super, super ușor. Curge bine, nu se usucă rapid, pentru că am mai tot încercat să folosesc carioci de genul acesta pentru eyeliner și mă enerva că, nu știu, după câteva săptămâni de când le deschideam și le foloseam, pur și simplu se busca produs înăuntru, chiar dacă țineam carioca, o depozitam în felul acesta și așa vă recomand să țineți în general cariocile acestea. Cu produsul acesta nu e cazul. Te apuci, te faci la un ochi, te faci și la celălalt și nu o să ai nicio problemă. Produsul va curge în continuare și o să te ajute să-ți faci repede linia de eyeliner. Iar ca intensitate, la fel, este un negru intens, este pigmentat, nu trebuie să revii nici măcar de două ori în același loc pentru a se vedea un negru frumos, iar efectul este
semilucios, să zicem, deci nu este un negru din acela 100% mat. Vorbim acum despre o categorie de care îmi face mare plăcere să vorbesc de fiecare dată și mă refer aici la paletele de farduri. Continuare, bineînțeles că sunt obsedată de ele, iar pentru clipul de astăzi nu puteam să nu aleg paletele de la Boys & Berries. Eu am aici vreo 3, dar voi acum o alegeți pe cea potrivită în funcție de gustul și de necesitățile voastre și am întâi de toate paleta aceasta care pot să zic că asta este favorita mea și mi se pare paleta esențială. Deci dacă ar fi una dintre cele 3 să vă recomand astăzi să vă zic da, iau pasta, asta este. Pentru că ai înăuntru, da, numai nuanțe mate, dar ai și nuanțe calde și nuanțe reci, mai neutre, nuanțe închise, nuanțe foarte deschise, nuanțe de tranziție, nuanță să setezi eyelinerul. Deci ai aici tot ce trebuie în ceea ce privește fardurile mate. Dacă ai paleta asta în colecția ta, nu-ți mai trebuie altă paletă de farduri mate și nu exagerez când spun lucrul acesta. Și de ce am decis să includ aici palete de la Boys & Berries? Pentru că au o calitate foarte bună raportată la prețul pe care îl au, dar și cantitatea de farduri din fiecare paletă, pentru că avem aici 14 nuanțe și sunt sigură că între timp a mai crescut prețul și la paletele acestea, dar încă o dată urmăriți reducerile, că puteți să le luați la un preț și mai mic, dar oricum ar fi paletele de farduri, ce puțin în cazul meu, se termină foarte greu. Adică de-abia am reușit sincer să consum cât de cât nuanța aceasta de bej, pe care în general așa o pui cam pe toată ploapa, să zicem. Deci la cât de multe ține o paletă de farduri cu prețul întreg pe care le au aceste palete acum, tot mi se pare că sunt niște palete accesibile în comparație cu alte palete pe care le am în colecție și încă o dată calitatea lor este una foarte, foarte bună. O mai am pe aceasta, Save the Date, care ar fi, nu știu, a doua, să zicem, în preferință mele. Aceasta are și nuanțe mate și nuanțe sidefate și este așa în tonuri de roz, burgundii, ceva portocaliu. Iar a treia este practic paleta mea avariată, pentru că nu știu cum s-a întâmplat cu fardul acesta negru din ea. Cred că este o problemă generală cu această paletă, că am mai auzit și alte fete discutând despre acest fard. Pur și simplu mi s-a spart, mi s-a sfărâmat, n-am apucat să îi fac nimic. Cred că l-am folosit maxim o dată sau de două ori și mi-a căzut efectiv din paletă și n-am apucat să-l folosesc, dar acestea sunt nuanțele în cazul în care vă interesează o paletă din aceasta mai neutră. Bine, este cumva neutră cu un subton rece, aș zice, și tot așa cu nuanțe sidefate și mate. Și vă enumăr așa câteva motive pentru care îmi plac mie fardurile acestea de la Boys & Berries și o să vedeți că mai cumpăr palete de la ei. Sunt foarte pigmentate, sunt cremoase, untoase, indiferent că vorbim de farduri mate sau sidefate, se blenduiesc foarte ușor, deci oricine, credeți-mă, că poate să lucreze cu ele, chit că te pricep la machiaj sau nu, chit că te machiezi doar pe tine sau alte persoane, paletele astea chiar sunt super faine și ușor de lucrat cu ele, așa că eu le recomand cu mare, mare drag și dacă le-ați încercat până acum, aștept să-mi scrieți în comentarii cum vi se par. La capitolul mascara, din ceea ce am mai încercat eu în decursul timpului, dar mai ales în ultimul an, vreau să vă zic că m-am îndrăgostit de mascara de la Oriflame din gama The One, în special acestea 3. Ele mi se par cele mai bune și că se împacă cel mai bine cu genele mele, ținând cont că am niște gene destul de lungi, să spunem, și așa fără rimel. Deci dacă vă gândiți să încercați unul dintre aceste tuburi de mascara, cu siguranță o să vă placă. Chit că este vorba despre acesta, care se numește False Lashes și acum observ că m-am murdărit de la fard, de la fardul acela negru care este spart și am dat inclusiv pe bluză. Minunat! Ok, faceți abstracție că nu am pe lângă mine niciun șervețel umed sau ceva. Voiam să vă zic că întâi de toate îmi place foarte mult acesta. Încă este sigilat acest tub pentru că ar fi al doilea pe care îl cumpăr de la el și este rimelul acela cu periuță flexibilă și practic să te dai mult mai ușor cu rimel, în felul acesta să intri în toate colțurile, pe toate genele, să le umpli cu produs, să le dai volum, alungire, dar fără să le lipească, ceea ce este super. Apoi rimelul pe care îl folosesc eu în acest moment și de care din nou m-am reîndrăgostit în de fapt,
se numește 5-in-1 Wonderlash, dar varianta XXL. Acesta vreau să vă zic că îmi place mai mult decât Wonderlash-ul clasic, pentru că are periuța aceasta ușor curbată și un pic mai măricică și poți să prinzi cu ea foarte, foarte bine absolut orice geană, chit că ai, nu știu, niște gene mai micuțe și mai rare, dar bineînțeles și Wonderlash-ul clasic, deci fără XXL. Iar eu am aici varianta waterproof, care într-adevăr rezistă foarte bine la umiditate, la crin, transpirație, absolut orice. L-am folosit și machiajul meu de mireasă și credeți-mă că a rezistat excelent, după cum v-am spus. Este și suficient de negru, iar periuța este din aceea care pe o parte are perișorii mai lungi și pe o parte mai scurți, astfel încât iar merge folosit de toată lumea, indiferent de cât de scurte sau de lungi sunt genele tale. Este un mascara super. Și mai am să vă arăt doar produse pentru buze. Astăzi am decis să vă arăt doar produse de machiaj, pentru că deja acestea sunt destul de multe, așa că dacă aș mai fi inclus și altfel de cosmetice, m-aș fi extins foarte tare cu acest clip și nu știu sincer câți dintre voi l-ați fi vizionat, dar dacă vă interesează să fac și partea a doua cu produse din acestea ieftine, dar bune, scrieți-mi în comentarii și o să continui să vorbesc și despre altfel de produse din această categorie, poate produse de skincare pentru îngrijirea corpului și tot așa. Dar revenind la cele de machiaj, o să încep bineînțeles cu creionul meu preferat pentru buze. Și este vorba despre creionul de la Boys & Berries. Am o grămadă de nuanțe, aici nici măcar nu sunt toate pe care le am. Nu am cum să stau efectiv să fac swatch la toate, la fiecare nuanță în parte, că sunt prea multe, după cum v-am spus. Le am și din diverse game, din gama aceasta clasică în ambalajul mauve, dar și din gama Nude Delicious. În special îmi plac de la ei nuanțele de nude, roz, dar și nuanțele clasice de roșu, vișiniu, ce mai? Îmi plac toate nuanțele pe care le-am încercat până acum de la acest creion și îl ador pentru că este pigmentat, super cremos, poți să lucrezi foarte ușor cu el și în același timp și rezistă bine pe parcursul zilei, ține rujul acolo, ai o varietate de culori din care să alegi, chiar și cu subton diferit, cu un subton mai rece, cu un subton mai cald. Chiar și astăzi am combinat două creioane de la Boys & Berries, dar nu mai știu pe care, pentru că uitați-vă și voi unele dintre ele și seamănă între ele, dar credeți-mă că atunci când le pui pe buze, nu mai seamănă între ele. Iar prețul mi se pare unul foarte bun, cred că undeva la vreo 20 de lei, dacă nu mă înșel la preț întreg, dar iar de obicei urmăresc să le iau la reducere și în felul acesta costă și mai puțin. În general, un creion din acesta de buze, să știți că îl consum destul de repede, mai ales în sezonul de evenimente, când machiez și alte persoane, pentru că trebuie ascuțit de fiecare dată la fiecare clientă pentru a-l dezinfecta, dar nu contează lucrul acesta, eu tot sunt îndrăgostită de ele și o să le vedeți în continuare la mine, sunt prea frumoase și dacă le-ați încercat până acum, aștept să-mi scrieți în comentarii cum vi se par și vouă și poate aveți o nuanță favorită, așa că scrieți-mi să știu și eu de ea și să o încerc. Iar în ceea ce privește rujurile, foarte greu am reușit să mă decid și cu toate acestea am selectat vreo 3, pentru că am foarte multe rujuri sau, mă rog, produse din acestea pentru buze care sunt ieftine și sunt foarte bune și îmi plac și sunt mulțumită de ele. Dar am zis totuși să nu exagerez și să vă arăt 3. Așadar, o să începem cu cel mai rezistent ruj mat din punctul meu de vedere și este vorba despre cel de la Maybelline, pe care l-ați mai văzut la mine, am mai povestit despre el. Se numește Superstay Matte Ink și vine în mai multe nuanțe. Aici am luat doar 3 să vă arăt, dar am mai multe în colecția mea de machiaj. O nuanță clasică de roșu, este nuanța numărul 20, o nuanță de roz foarte frumoasă, numărul 15 și nuanța mea favorită de la acest ruj, numărul 65, și este o nuanță și super purtabilă de zi cu zi. Cum am spus, este cel mai rezistent ruj mat din categoria lui și din tot ce am încercat eu până acum, chit că vorbim despre produse scumpe, cum sunt, nu știu, rujurile de la MAC sau de la Too Faced sau nu mai știu ce am mai încercat eu. Astea rezistă mult mai bine și costă mult mai puțin. De obicei le iau ori din DM, ori de pe Notino, deci prețul cumva variază, dar o să vă pun mai bine prețul de pe Notino. Sunt foarte pigmentate, chiar vă recomand să nu puneți un strat prea gros, pentru că în momentul în care le aplicați, o să le simțiți ușor
lipicioase, dar nu lipiciosul acela ca de gloss. Dacă te dai cu rujul și este proaspăt aplicat și ți apropii buzele, o să ai impresia că ți se lipesc acestea. Așa că recomandarea mea este să le puneți într-un strat finuț, frumos, poate chiar să le aplicați cu pensula, de ce nu? Și după ce se usucă în totalitate, o să vedeți că nu mai sunt lipicioase, rămân acolo mate toată ziua, toată seara, în condițiile în care mănânci, bei cu ele. Într-adevăr, dacă mănânci chestii foarte, foarte uleioase, poate se mai duc aici pe mijloc, dar în rest eu chiar nu am ce să le reproșez. Iar pentru fetele care nu mai vor rujuri mate, pur și simplu vi s-a luat de ele sau aveți buzele uscate și nu le suportați, am aici două variante de chestii lucioase, frumoase, strălucitoare și deosebite. Și întâi de toate, am uleiul acesta Fat Oil, nu știu cum se numește, de la NYX. Cu siguranță recunoașteți ambalajul că e un produs super faimos. Vine cu burețel și mă amuză că are un burețel din acesta așa destul de măricel, dolofonel, și îmi place foarte tare când îl aplic pe buze. Arată foarte bine, este senzație. Eu am aici nuanța Follow Back. Este practic un maroniu, un bej așa mai închis, nu știu ce să zic că e. Dar este bineînțeles sidefat, are cumva niște particule aurii argintii în el, iar în lumina naturală, dar și în cea de studio, arată criminal. Seamănă cât de cât la strălucire cu glossul acela de la Fenty, care, da, acela tot este preferatul meu pentru că are efectul lui, pe care nu am reușit să-l găsesc sincer în niciun alt gloss mai ieftin, cel puțin până în momentul de față, dar acesta seamănă undeva pe acolo, tot este și costă mult mai puțin. Și am o variantă și mai ieftină, dacă vă vine să credeți, și este vorba despre Juicy Balm de la Essence, iar aici cred că e varianta cu rodie, da, cu rodie, și nu știu dacă o să se vadă, dar eu chiar am folosit din acest produs pentru că îmi place foarte tare. Vine cu aplicatorul acesta clasic cu care veneau pe vremuri când eram eu micuță multe glosuri din acestea așa la tub și pe care doar îl strângi așa, iese produsul și îl împrăști acolo pe buze unde mai pui, că miroase și foarte bine. Acestea miroase evident fructat, nu chiar a rodie, dar undeva pe acolo, și are și un gust bun, să știți, și oferă o strălucire super, super drăguță. Dacă îți conturezi buzele înainte cu creion și apoi vii cu produsul acesta, poți să faci cumva efectul acela ca și cum ai buzele mărite cu acid hialuronic. Deci mie îmi place mult de tot Juicy Balm-ul acesta și îl mai am în varianta aceea transparentă, dar cumva nuanța asta de roz mi se pare mult mai frumoasă. Bine, nu se vede atât de roz pe buze cum îl vedeți voi aici în tub. Este rozul acela natural al buzelor, deci este destul de discret. Așa că îmi place mult, mult de tot și vi le recomand cu căldură, iar prețul lui iar este foarte mic. Nu mai să reușiți să-l prindeți pe stoc. Cam asta este problema. Nu știu dacă între timp și-a mai revenit stocul la Juicy Balm, dar când l-am cumpărat eu, pur și simplu de-abia am reușit să dau de el pe Notino. Ei bine, dragilor, acestea au fost recomandările mele de astăzi de produse ieftine și foarte bune, pe care sper să le încercați, sau dacă le-ați încercat deja, aștept să-mi scrieți în comentarii și părerea voastră personală. Iar dacă vreți să mai vedeți clipuri de genul acesta, nu uitați întâi de toate să vă abonați dacă nu ați făcut asta până acum și doar să apăsați pe butonul de like ca să știu că vă place acest clip și că mai vreți ceva asemănător. Deci, dragii mei, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare, iar până data viitoare, vă las în partea aceasta mai multe clipuri interesante pe care să mergeți să le vizionați, așa că vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa!